Stimați colaboratori ai Băncii Naționale și ai sistemului bancar în corpore, în calitate de semnătar al decretului cu privire la crearea Băncii Naționale, vă transmit felicitări călduroase cu prilejul aniversării remarcabile de 30 de ani de activitate prodigioasă a instituției în cauză. Totodată, cu mulțumirile de rigoare, menționez aportul considerabil la realizarea decretului prin elaborarea și promovarea proiectelor de legi despre Banca Națională și Sistemul Bancar a domnilor Valeriu Muravski, Constantin Tampiza, Mihai Pătraș, Gheorghe Fros, Leonid Talmaci. Mă bucur să constat că pe parcursul anilor activitatea Băncii Naționale s-a tot perfecționat, reușindu-se în temei promovarea unei politici unice în domeniul circulației monetare, creditare, operațiilor cu valută străină, precum și asigurarea unui control eficient asupra sistemului bancar. În mod deosebit, evidențiem rolul Băncii Naționale în introducerea valutei naționale și menținerea cursului relativ stabil al leului moldovenesc. Aceste constatări ne permit să afirmăm că Banca Națională și sistemul bancar au devenit atribut incontestabil al economiei de piață, fapt pentru care munca domniilor voastre merită cele mai înalte aprecieri. Eu vă felicit încă o dată și vă doresc noi succese pe viitor.